Salut și bun venit la o nouă oră de anime. Azi vorbim despre mangauri despre care probabil nu ai auzit, dar sunt extraordinar de bune. Episodul ăsta este R-rated. O să vorbim de niște subiecte foarte, foarte serioase, unele chestii foarte, foarte grave și absolut oribile și oripilante. Așa că hai să începem show, pentru că avem 20 de manga extraordinare recomandări pentru tine live acum pe twitch.tv/shonero. Bun venit, dragii mei, la un nou episod din Ora de Anime. După cum ziceam, ei bine, azi avem un episod special. Am făcut-o și sezonul trecut, o facem și de data asta, v-am zis că o să vorbim la Shonero Live în weekend. Azi despre, manga, mai exact, unele din cele mai fantastice manga pe care o să le vedeți și o să le auziți, probabil, ever. O să fie un episod foarte, foarte interesant, o să fie 20 de mangauri în total. Începem cu ceva mai light, cu ceva mai drăguț, nu ceva atât de serios, pentru că după vreo 6-7 mangauri intrăm într-o situație foarte ciudată cu unele mangauri foarte, foarte dubioase. Unele din ele cu siguranță ați auzit despre ele, unele v-au fost recomandate, unele vi le-am mai recomandat mai în trecut la Shonero Live sau la Ora de Anime când vorbeam despre adaptarea lor anime. Sunt câteva care au adaptări, probabil o să le recunoașteți, așa că hai să începem. Azi începem Shonero Live, azi începem Ora de Anime un pic mai devreme pe twitch.tv/shonero, din cauza că, e bine, s-au acumulat o draie și o draie de lucruri care trebuie făcute azi și nu știam la ce oră o să vină chestiile care trebuiau să-mi vină azi. Și, ei bine, am și așa, din păcate, un program un pic prea încărcat. Celor care au mers la școală, ei bine, mai ales celor care au mers fizic la școală, vă urez baftă și Doamne ajută să stați cu măștile pe ăsta, să nu vă infectați, să aveți grijă de voi. Așa că spălați-vă pe mâini și hai să începem show-ul acesta. Bineînțeles, dacă vă uitați pe YouTube și ne ascultați în varianta online, aș aprecia tare, tare mult un like, share, subscribe pe YouTube, iar dincolo, bineînțeles, un like, un follow sau un rate, orice ar fi acolo. Și iar dacă sunteți pe twitch.tv/onero, știți foarte mult cât vă apreciez voi, pe voi fiind aici în, bineînțeles, live chat. Apropo, dacă aveți sugestii, întotdeauna să le lăsați în comentarii sau oriunde ne găsiți pe social media cu Shonero sau Shonero România, Twitter, Tumblr, Reddit, Facebook. Și, bineînțeles, dacă vreți să intrăm un pic mai mult în discuțiile unor mangauri, puteți să faceți asta în serverul de Discord. Bun, hai să începem, pentru că avem 20 de mangauri extraordinare și începem cu, cum ziceam, ceva un pic mai light, ceva drăguț. Primul dintre ele este, again, dacă mă cunoașteți și sper că mă cunoașteți deja de ceva vreme foarte bine, știți că îmi place shoujo. Orice manga shoujo, eu sunt un mare fan, pentru că e un mod drăguț de manga. Mie îmi plac poveștile de dragoste, pot să zic așa că sunt timp mai romantic de felul meu. Și, e bine, prima este un shoujo manga. Este unul mai lung, de altfel, 12 volume, 83 de capitole, cunoscut de cel puțin pe My Animalist aproape 23.000 de oameni, 55.000 de membri are, 23.000 de oameni nu mai au dat notă. E din 2012, s-a terminat în 2015. E, cum ziceam, un romance school shoujo slice of life care este foarte tipic, este foarte drăguț, dar foarte fain, cel puțin din punctul meu de vedere. Art style-ul e unul excepțional de bun, dacă nu l-ați văzut. Și așa o să vă arăt, dacă vă uitați live pe Twitch sau pe YouTube, după niște poze din fiecare manga aproape, că nu vreau să dau spoilere și unele manga-uri fiind mai scurte nu prea au fluff-urile care le au unele, așa că atunci prefer să nu dau ceva spoilere sau imaginile de bună calitate care le găsesc pe Google au numai spoilere de obicei, așa că mai bine nu vă arăt imaginile alea.
E vorba despre, e bine, Suiren Shibazeki, așa ăla e numele ei, care, bineînțeles că arată, e o frumusețe de tipă, atrage atenția în școala elementară, în 1.45.8, dar în 5.8 ea merge la o școală de fete numai, dar în loc să fie, e bine, acceptată să se comportă lumea normal cu ea acolo, și acolo fetele se comportă ca și cum ar fi o regină. Iar după aia când ajunge în liceu, e bine, din cauza asta ea se închide în ea, nu prea vorbește cu nimeni și primește un nickname ca fiind floarea de care nu se poate atinge nimeni, dat fiind că ea nu vorbește și nu interacționează mai cu nimeni, dat având în vedere faptul că este efectiv adorată de colegi, mai ales de tip în cazul ăsta în liceu. Dar, e bine, odată cu întoarcerea la liceu, unde sunt și băieți și fete, adică este coed, e bine, ea se îndrăgostește de un tip care e la fel de silențios, un tip care face karate la ea la liceu și de acolo, e bine, începe o poveste foarte drăguță despre tipa asta care nu e obișnuită să vorbească și acum că e îndrăgostită trebuie să iasă din shell-ul ei și să depună efort în a fi cu tipul ăsta, bineînțeles, al cunoaște și așa mai departe. Și ui așa, de-a lungul timpului, ea dă peste tot felul de prieteni, dușmani, că bineînțeles că știi, ăla e destul de popular, și o draie și o draie de chestii drăguțe, frustrante și așa mai departe. E un manga foarte, foarte bun, dacă vreți să știți un shoujo decent, unul mai recent, cel puțin când e vorba de art style. Coperțile sunt extraordinar de frumoase și pe My Animalist, dacă o să vă uitați, arată super, super fain, după cum vedeți și acolo pe ecran. Mie unul îmi place foarte, foarte mult acest art style și vi-l recomand cu tot dragul. După care mai avem un, e bine, tot așa un shoujo, dar e un pic mai dubios, dar este unul care aparent este destul de popular, dat fiind că are nota 8.07 pe My Animalist. E bine, acel manga se numește Beastmaster. Nu-i ceea ce te gândești, nu-i chiar atât de ecchi, îi efectiv mai dubios în nume. E o comedie romance shoujo despre o tipă care, e bine, îi trimisă într-o zi acasă la delinventul școlii, că of course it is, care bineînțeles e un tip care nu prea are maniere, se bate cu lumea și it's kind of a dick tipul, dar e așa din cauza la anumite circumstanțe care oarecum se văd de-a lungul relației. Sunt două volume numai, 9 capitole, deci dacă vreți să-l citiți foarte, foarte repede puteți treceți prin manga ăsta, vi-l recomand. E o poveste foarte drăguță despre tipul ăsta care e absolut un animal în cel mai literalmente sens, dat fiind că la un moment dat o chiar mușcă pe tipa asta, care e trimisă la el acasă ca să-i dea temele, că of course că tipul ăsta mai lipsește din când în când, zicând că e bolnav sau whatever, dar el de fapt e văzut ca un delinvent, dar are bineînțeles mai multe laturi la el, pentru că este un om mai complex de atâta. E un manga foarte dubios, dar foarte drăguț despre tipa asta care are dintr-o dată un tip care e absolut feral și trebuie să îl managerieze, pentru că el se îndrăgostește de ea și ea nu știe ce să facă cu el, dat fiind cât de animalistic e tipul, și e o poveste dubios de ciudată, dar totodată drăguță de dragoste între o tipă care vrea să facă bine în viață și un tip care n-are absolut niciun filtru și nicio... E omul ăla căruia nu-i pasă de absolut nimic și le zice și face cum vrea el. E un manga foarte, foarte drăguț, iar dacă nu l-ați citit, vi-l recomand. Are numai 5.000 de membri pe My Animalist și 31.000 de user care au dat în total nota de 8.07. Again, nu-i extraordinar, dar din punctul meu de vedere e scurt la subiect și mi-a plăcut tare, tare mult la el, de aia am dat și nota de 9,
pentru că n-o stat tare mult să-ți piardă timpul cu bullshit-ul și cu asta, ci ai avut o relație între doi oameni cât de cât genuine, care nu stătea să ăsta dat, fiindcă el nu avea filtru, o forța și pe ea să fie fără filtru și să fie foarte onestă cu cum se simte, ce gândește și ce crede și așa mai departe, care e o chestie mișto și pe care nu prea o vezi în manga și în anime în general. Tocmai de aia a fost foarte, foarte refreshing să vezi chestia asta. După care v-am recomandat manga-ul ăsta, v-am recomandat și anime-ul, dat fiindcă anul viitor are celebrarea de 15 ani, v-am recomandat mai mult manga-ul. Și de ce v-am recomandat manga-ul? Pentru că e unul foarte, foarte bun. Mă refer aici la Aqua. Aqua este prima serie din seria asta cu Aria, cu Marte, cu așa mai departe. Îi un manga extraordinar de bun și extraordinar de fain. E vorba despre 150 de ani după ce se terraformează planeta care a fost cunoscută drept Mars, acum cunoscută sub numele de Aqua. O tipă, bineînțeles că vrea să meargă în Neo-Veneția și să devină, îi vine cealaltceva decât jobul cel mai căutat în acea lume, adică să vâslească pe acele bărci frumoase care le avem în viața reală acum în Veneția. Bineînțeles, Neo-Veneția este o clonă a orașului Veneția, dar pe Marte, și e un anime, e un manga foarte, foarte straniu, dar foarte, foarte fain. Prima serie, Aqua, are numai 10 capitole, 2 volume, deci dacă vreți să vedeți dacă vă place sau nu, puteți citi partea asta, are și o adaptare anime dacă sunteți curioși, dar aia intră și în sequel-ul Aria. Aria, în schimb, cât vorbeam de el, are 12 volume și 67 de capitole, deci dacă o să vă prindă Aqua, o să aveți ce citi în continuare. E o lume absolut fantastică. Nota la Aria este de 88.64 pe MyAnimeList, unde la Aqua este de 8.02. Deci e o serie foarte, foarte bună și îndrăgită de cei care au citit-o. Are și chestii foarte ciudate, dat fiindcă suntem pe Marte, dar are și o draie de inimă, de cum să te dezvolți ca persoană. E vorba despre tipa asta care e pierdută practic literalmente în spațiu pe o altă planetă, lucrând spre visul ei și încercând să-și dea seama de cum să facă ca să devină cât mai bună la jobul ăla, totodată cu, ei bine, cum e să ai o viață nouă, să începi efectiv o viață de la zero și să îți lași în urmă tot ceea ce știai. Pentru că tipa asta, până la urmă, plecase de pe Pământ, pe Marte, specific pentru jobul ăsta și pentru a-și îndeplini visul, care e, din punctul meu de vedere, foarte, foarte mișto ca idee, în primul rând, și e o chestie care nu mulți oameni o fac. Obviously, de ce nu o fac mulți oameni? Pentru că e foarte fucking scary și îi într-adevăr înfricoșătoare ideea aia de lași tot ce știi tu ca să te apuci să ai o viață nouă. Aveți acolo și eu o pagină, ca să vedeți, avem și o mascotă, e o creatură foarte drăguță care se aseamnă cu un mini hippo, dar care e un mâț, care pare să fie mitic. Că și aia e chestia foarte faină la manga ăsta, are un element de legendă și de mit la el nou legat de o planetă pe care sunt numai roboți în momentul de față, Marte, ceea ce e foarte, foarte mișto și arată câtă ingenuitate a avut acest manga ca în a crea acest manga. Bun. E un manga foarte, foarte bun, iar dacă nu vreți să citiți manga-ul, vă recomand anime-ul. E mai slăbuț un pic decât manga-ul, manga-ul are nota 9 la ambele, anime-ul i-am dat nota 8, nu e o mare diferență, dar e mult, mult mai bun și mult mai mult intră în detaliu manga-ul decât anime-ul. Bun, cu asta fiind zis, mergem mai departe la următorul manga. Apropo, dacă vreți, o să las link-urile la fiecare pe MyAnimeList sau le găsiți, bineînțeles, pe profilul meu VS Anon pe MyAnimeList. Bun, următorul cu siguranță ați auzit de el.
nu există să nu auziți de, să nu fi auzit de el, dacă nu de anime, probabil ați auzit de manga. În primul rând ați auzit de el probabil din cauza că e vine de la scriitorii și artiștii care ne-au dat Death Note. E bine, este un manga din 2008 care s-a terminat în 2012 și mai are și spin-offs și adaptări. Are 3 sezoane de anime, dacă vreți să le vedeți. Sezoane bune de animație și alea. E un manga despre a face manga de la oamenii care ne-au dat Death Note. Este vorba, bineînțeles, despre Bakuman. Nu știu câte lume l-a citit la noi în țară. Are 20 de volume, 176 de capitole. Dar dacă vreți să vedeți frustrările și visele unor tineri care vor să facă manga și să aibă și succes în lumea aia, cu un pic, bineînțeles, de insight de la doi oameni care au foarte, foarte mare succes în lumea aia, eu vă recomand cu mare, mare drag Bakuman. Are și 3 sezoane de anime, după cum v-am zis, deci dacă nu sunteți așa interesați despre manga, anime-ul o să vă placă 100%, pentru că e ciudat, e mai altfel, iar felul în care scriu caracterele cei doi, deși nu-i la fel, se traduce oarecum, se vede și aici în manga ăsta din Death Note. Nota acestui manga pe My Animalist are de nota de 8.45. Este văzut ca unul din cele mai bune manga-uri din de acus 10 ani. Iar, again, e la fel ca Shiro Bako, care se leagă de toată chestia cu a produce un anime. Ăsta este pe partea cu manga. Deci dacă vreți să știți câte ceva despre manga sau să vedeți unele frustrări, în orice caz, stați până la final, pentru că pe cât de upbeat și drăguț e manga-ul ăsta, avem partea cealaltă a poveștii care o să vorbim, unde o să vorbim la finalul episodului, chiar ultimul manga pe care o să vi-l recomand, o să fie partea aialaltă, când un mangaka nu prea are succes. Nu numai în a scrie manga, e și frustrat și cam toată viața lui nu e pe placul lui. Și o să vedeți la ce mă refer. E un manga absolut extraordinar de grafic și ăla. Față de ăsta, Bakuman, ăsta e mai chilluț, mai drăguț, mai accesibil pentru toată lumea. Deci dacă vrei să citești ceva pe un weekend, pe weekendul viitor, îți recomand Bakuman. E drăguț, e foarte, foarte bine scris, are niște caractere foarte interesante, dubioase, pentru că până la urmă artiștii sunt dubioși, dacă nu mă credeți, uitați-vă la mine, dar așa, mai mult de atât nu pot să vă zic decât uitați-vă, citiți-l, pentru că este un anime și un manga foarte, foarte bun. Așa, mergem mai departe și... E bine, intrăm într-un pic de traumatic, ne punem așa degetul. Nu-i extraordinar de traumatic, dar e traumatic. Intrăm în subiecte mai mature, să zic așa. Ăsta este primul din câteva, din următoarele manga-uri despre care o să vorbim, care are un subiect un pic mai matur. Dar e un manga absolut fantastic, cu un volum și 6 capitole. Și vă recomand cu toată inima să îl citiți. Se numește, e bine, All My Darling Daughter sau Ai Subeki Musume Tachi. Sunt 6 capitole, cum ziceam, e absolut fenomenal. E vorba despre Yukiko, care este o tipă în anii ei 30 și bineînțeles că e un salary woman, adică lucrează la o corporație. E bine, ea încă locuiește cu maica sa pe numele ei Mary și relația lor e un pic dubioasă și dintr-o dată intervine o schimbare când e vorba de relația lor. De ce? Pentru că maica sa, Mary, anunță dintr-o dată că se, e bine, ce altceva decât se căsătorește cu un ex-host de la un, bineînțeles, host cafe. Pentru cei care nu știu host cafe sau nu sunt așa interesați de cultura japoneză și de chestiile alea, host cafe e practic un
loc unde dacă ești femeie sau bărbat, depinde de gusturile tale, poți să mergi și să-ți închiriezi ospătari cu care să bei, care să-ți dea de mâncare, cu care să povestești și așa mai departe. Sunt destul de populare, sunt destul de dubioase, o să găsiți unele povești foarte, foarte ciudate în jurul hostingului în Japonia. Dar, e bine, Mary aici își găsește dragostea într-un fost host care vrea să devină un actor. E vorba despre un om tânăr, mai tânăr decât chiar și fiica sa, Yukiko, ceea ce e foarte, foarte interesant. Bineînțeles că relația lor se schimbă între mamă și fiică. De ce? Pentru că maica sa încearcă să o convingă că nu, ce faci? Și dat fiind că maica sa nu o ascultă, ea decide să se mute, având în vedere că se mută tipul ăsta mai tânăr în casă, în apartament cu ele. E un manga extraordinar de 6 capitole și un volum despre dragoste, despre viață, despre regrete, despre cum e să ai o fiică sau un fiu și să ai tot felul de neînțelegeri, cum e să fii un părinte și cât de dificilă și complicată poate fi viața uneori. Ei, again, cum ziceam, e primul dintre mangaurile de azi care are o temă un pic mai, well, un pic mai matură în sensul ăsta. Deci dacă vrei un shonen battle, whatever, ăsta e the complete opposite, pentru că e un drama romance, shoujo slice of life, extraordinar de bine scris despre o mamă, o fiică, relația fiecăreia și efectiv ce înseamnă să fii un adult și viața de adult, cât de complicată poate fi, plus cât de greu poate fi să îți înțelegi părintele sau să îți înțelegi copilul și să vă iertați unul pe celălalt când, again, viața e complicată și uneori nu iei cele mai bune decizii, indiferent de cât gând ai pus în spatele acelor decizii, pentru că hindsight is 2020 și numai când ajungi în viitor, după ce e fapta comisă, îți dai seama de care ar fi putut fi un răspuns corect. E un manga foarte, foarte bun, pe care, dacă aveți timp, vă implor să îl citiți. După care o să trecem la un alt manga similar, dar nu chiar, pentru că de data asta vorbim despre trauma unei morți, practic, și relația cu moartea, când te simți că ai tu o vină legată de toată chestia asta, când te simți prost că a murit cineva și parcă ar fi fost toată chestia aia, parcă faptul că tu trăiești nu o meriți după ce a murit persoana aia. E un manga numit Curse of Spring sau în japoneză Harun no Noroi. E un absolut fucking masterpiece de manga, are nota 10 la mine în ăsta, art style-ul e foarte, foarte, foarte mișto. Și e păcat că, ui, și aici primul review care l-am găsit cum dai scroll, e ceva care a dat nota 10 și zice că acest manga nu primește recunoașterea de care are nevoie. Un manga care a început în 2015, terminat în 2016, un an mai târziu, are 2 volume și 8 capitole. E absolut fantastic. Povestea vine în felul următor și aici o să schimb imaginea pentru că așa începe povestea. Cu sora mai mică a lui, sora mai mică numită Haru, care a murit. Caracterul nostru principal se numește Natsumi. Așa.
Și așa începe povestea. Natsumi își pierde sora mai tânără, Haru. E bine, de acolo se complică un pic povestea, pentru că, bineînțeles, ea, cum vă ziceam așa un pic, se simte cam prost că ea trăiește, deși are impresia că ea nu-i bună de nimic, că ea nu merită să mai fie în viață și că ar fi dat orice ca sora ei, Haru, să fi trăit. De ce? Pentru că sora ei, Haru, a fost pe punctul de a se căsători și, bineînțeles, ea e single. Dar la înmormântarea surorii ei mai mici vine cine altceva decât logodnicul lui Haru, care îi zice că hai să ieșim împreună, hai să fim împreună. Și de acolo se complică toată chestia foarte, foarte, foarte mișto și foarte... Oh, trebuie să-l citiți, mai mult de atât nu vreau să vă zic, pentru că e un manga extraordinar de bun despre o poveste de dragoste între cineva care crede că nu merită să trăiască și cineva care tocmai și-a pierdut, well, și-a pierdut viitoarea fostă soție. E heartbreaking, e legat de toată chestia aia cu moartea, de cum să treci oarecum peste, cum să... nu dai vina sau să nu te simți prost, deși e inevitabil să te simți în felul ăsta dacă na, îți moare ceva drag și mai ales ceva care ești atât de aproape precum cele două surori. Bineînțeles, povestea e mult, mult mai complicată. În 8 capitole și 2 volume se simte de parcă ai citit 10 volume și 170 de capitole. Pentru că e foarte, foarte bine scris și foarte, foarte bine gândit cap-coadă. E un anime, pardon, e un manga absolut extraordinar. Pe MyAnimeList, din păcate, are numai 4.000 de membri, dintre care 2.000 cu o notă medie de 7.69, which is nice, și eu, cum v-am zis, i-am dat nota de 10. E un manga extraordinar de bun, foarte, foarte scurt, iar dacă vreți să plângeți sau să... well, o să plângeți la multe din mangaurile care o să le recomandați, dar dacă vreți să plângeți specific la asta, oh, you will, credeți-mă, mai ales care așa flerul ăla de Your Lie in April. După care hai să vorbim despre moarte în continuare. Știu, nu e tocmai un subiect foarte popular sau foarte ăsta, dar, e bine, hai să vorbim despre Hito Hitori Futari. Hito Hitori Futari este un manga cu 8 volume de 84 de capitole, care l-am citit anul trecut de Crăciun, parcă, dacă nu mă șel, când am avut foresight-ul să-mi downloadez vreo 3 serii manga, două despre care o să vorbim azi, înainte să mă duc undeva unde nu este Wi-Fi. Și am zis că ce idee mai bună decât asta. Avem acest manga la plan to read de ceva vreme și am zis hai să-l citesc. Și mă bucur că am făcut asta. E un manga foarte, foarte bun despre moarte. Adică despre moarte. Bine, e simplu oarecum. E simplă povestea, nu e foarte complicată. Dat fiind că mai sunt premize de genul. Mangauri, animeuri, filme, seriale de genul. Ce se întâmplă după ce mori? Ei bine, în lumea asta, sufletul continuă să existe. Dar este un mic twist. E un twist care e similar, dar nu chiar cu Death Note. Pe ideea de... ei bine, când ajungi să mergi spre lumina de la capătul tunelului, să zic așa, ei bine... dacă ai dus o viață cam nașpa, depinzând de cât de nașpa ai fost în viața și așa mai departe, decât să te trimită în iad direct, adică, no, except if you're really bad, like, you know, the H-word și așa mai departe, oameni de aia groznici de oribil, ești trimis înapoi în lumea viilor ca să ai grijă de oameni. Adică, practic, devii un guardian spirit la unii oameni,
Poți în unele... Bine, dacă ai experiență, poți să-ți alegi oamenii, poți să-ți alegi cât timp mai trăiesc și așa mai departe, dar aici Rion, ca așa o cheamă pe tipa noastră, e o tipă care e foarte laid back, foarte chill și nu, bineînțeles că nu a făcut tare multe în viață, dat fiind că a murit și foarte tânără. E bine, pentru a antrena-o și asta, o trimite ca și Guardian Spirit, dar nu oricărui om, ci prim-ministrului Japoniei. Corect, prim-ministrului Japoniei. E bine, de acolo începe o poveste foarte, foarte interesantă. De ce? Pentru că, ca și Guardian Spirit, bineînțeles că tu știi cât mai are omul ăla până ce moare. Inevitabil moare. Dar ea este pusă cu acest task să aibă grijă de oricine e. În cazul acesta, prim-ministrul Japoniei. De acolo iese o poveste foarte, foarte faină despre care sunt responsabilitățile prim-ministrului și cam tot stresul, tot jocul politic, dar nu, numai. După cum v-am zis, are o tentativă similară cu cea din Death Note, pe ideea de, e bine, aceste spirite au anumite puteri cu care, bineînțeles, poate să pot să își apere oamenii la care sunt assigned. În cazul acesta, de exemplu, ea poate să meargă în sufletul omului sau în inima omului ca să le-o repare. Deci dacă ai emoții negative, ești depres, stresat și așa mai departe, într-una și gânduri numai negative și suicidale și toată lumea te atacă din toate părțile și așa mai departe, inima ți se umple cu negativitate și creierul la fel, iar tu ca spirit poți să, în primul rând, să îi oprești găurile alea, să-i umpli, să încerci să-i umpli găurile alea și să îl încurajezi să gândească mai pozitiv și așa mai departe. E o metaforă absolut extraordinară legată de mental health, de cum suntem și cum reacționăm la unele chestii. E foarte, foarte mișto făcut. Dar, e bine, dat fiind că toată chestia asta este posibilă, înseamnă că sunt și oameni care sunt atât de plini de ură, care sunt atât de suferinți înăuntru lor, încât efectiv aruncă și atacă cu ură. Nu e o glumă, e pe bune, sunt niște chestii extraordinar de interesante. Unul din ei e omul ăsta care efectiv vomează ură, are atâta ură în el și asta încât efectiv o vomează și poate ataca și umple, cum îi zice, inima sau creierul oricărui om cu atâta negativitate încât se sinucid sau fac chestii rele. E absolut extraordinar acest manga când e vorba de metaforele alea. E, bineînțeles, vorba și de bondul care până la urmă se produce în între acest spirit guardian care este Rion și, bineînțeles, prim-ministru Japoniei și îi un manga care are atâta fucking layere de te poți pierde în el încercând să-l analizezi. E extraordinar de bun și dacă nu l-ați citit, vi-l recomand într-un weekend, într-o zi, dacă vă puneți de dimineață până seara, rupeți până el și numai nu vă opriți, pentru că și villainul e unul absolut fantastic de bun. Deci dacă nu ați citit Hitori Futari, vi-l recomand, pentru că e un manga foarte, foarte bun despre moarte, despre ce înseamnă a lua efectiv conducerea unei țări, plus toată chestia cu partea mentală, cu mental health și așa mai departe, cu depresie, cu stres, cu anxietate și cu cum oamenii se pot efectiv distruge jos. Ok, următorul manga despre care o să vorbim, știu, am vorbit nașpa despre manga ca o ăla, așa că în afară de Suzuka și-o bătut joc de oameni, he did, dar o mai făcut un manga care eu zic că e decent, e un manga din 2015, din 2012, am mers până în 2015, are două volume și 14 capitole,
aveți grijă că mai sunt mangauri numite ca ăsta, deci aveți grijă ce citiți. Se numește Half and Half. Asta este al doilea cover de la manga. Primul nu vi-l pot arăta din cauza că e cu sânii afară de la cealaltă tipă. De ce? Iar vorba despre moarte, despre, cum îi zice, dragoste și suflete pereche și așa mai departe. Dar are un twist foarte interesant. Shinichi Nakagawa și Yuki Sanada sunt amândoi implicați într-un accident și amândoi mor împreună. Am încercat să o pun un pic mai frumos, dar ăla-i primul cuvânt care mi-a venit în minte. Așa că amândoi mor într-un accident împreună. However, asta nu e totul. Ei primesc o șansă de a muri, de a trăi în continuare. Dumnezeu îi lasă să trăiască 7 zile, încă 7 zile, dar după ce se gata acele 7 zile, unul din ei trebuie să moară din nou. Ei trebuie să aleagă care dintre cei doi o să moară. Dar asta nu este totul, pentru că nu este totul, bineînțeles. Mai este un catch. Dumnezeu le scade din viața pe care o împart, că bineînțeles că ei împart, emoțiile și, bineînțeles, tot ce înseamnă senzații fizice. Deci dacă tu ești nervos și ea o să se simtă la fel de nervoasă, sau dacă ea are febră și tu o să simți febra aia. Îi, bineînțeles, încă un twist, pe lângă faptul că niciunul din ei nu poate să plece unul de lângă celălalt, pentru că dacă unul pleacă de lângă celălalt, moare. Îi foarte, foarte interesant, pentru că se termină descrierea cu întrebarea ce o să se întâmple după acele 7 zile. E o poveste foarte, foarte interesantă despre doi oameni care sunt efectiv legați unul de celălalt și sunt într-o relație mai specială și mai delicată și mai dubioasă. Mai mult de atât nu vreau să vă zic, pentru că e efectiv un manga de 2 volume cu 14 capitole pe care puteți să-l mâncați în jumătate de oră, pentru că e foarte, foarte interesant scris. E efectiv o poveste scurtă din punctul meu de vedere. Dar dacă vreți o poveste genul despre doi oameni care mor deodată și sforțați să aleagă la final care din ei de fapt o să moară, vă recomand acest manga, că e un manga. Bă, cât de mult nu-mi place mangaka-ul și tot ce-o făcut el după Suzuka, atât de mult îmi place acest mangaka și Suzuka și n-am ce să zic, decât e greu să separi uneori arta de om și omul de artă, dar când o face bine, n-ai decât să admiri ceea ce face bine, indiferent cât de nașpa e cu fanii manga și anime din cauza că e prost. Bun, după care avem, avem un, primul R, nu, stai, nu, nu-i primul R-rated, pentru că Half and Half îi R-rated. Apropo, boys and girls, dragii mei, Half and Half se duce all the way, deci să nu fiți surprinși dacă vedeți chestii extraordinar de ecchi care dau în hentai. Și la fel, la manga următor voiam să încep apropo, asta e unul din puținele frame-uri din Half and Half care le-am găsit, care să nu fie cu ei dezbrăcați sau într-o chestie foarte, foarte dubioasă. Dar da, următorul manga, vreau să-l descriu ceva e genul. Te-ai gândit vreodată cum e să fuți o fantomă? Ei bine, you don't have to. E dubios, știu că e dubios cum am introdus acest manga. După cum vedeți și acolo pe ecran, e o tipă cu dita mai bodonk-donks. Ei bine, e o poveste mai complexă decât atât. Nu vă recomand eu numai chestii unde dau din buci și-s fericiți. Nu o să fac niciodată chestia asta.
E un manga care are nota de 7.44 cu 11.000 de membri și dintre care 5.320, i-o dat notă și cum ziceam media e de 7.44. E un manga extraordinar de dubios și ciudat. Nu numai din cauza sexului cu fantome, e un manga care a mers din 2005 până în 2019, e comedy, ecchi, romance, supernatural, seinen, dacă vrea să știți, apropo. Dar e foarte mindfucky as well. E vorba despre, well, un tip pe nume Amano Daikichi, care după ce își pierde casa, jobul și aproape că devine homeless, găsește un bloc abandonat. Ta-da! Dar bineînțeles că acel bloc nu e pe atât de abandonat cum pare la prima impresie. De ce? Pentru că în acel bloc trăiește o fantomă care, bineînțeles, e o tipă care s-a sinucis cu mulți ani în acea clădire. Și de acolo începe o relație foarte dubioasă între tipul ăsta și fantoma asta numită Kana. În primul rând pentru că Kana, ea nu poate să iasă sau să meargă tare departe de apartamentul acela, dat fiind că a murit, deși nu își aduce aminte cum, dar e destul de sigură că probabil s-a sinucis. Mai mult de atât nu vreau să zic pentru că spoilere, dar asta nu e tot. Până la urmă cei doi oarecum încep să se înțeleagă și el, dacă nu mă înșel, la prima dată nu știe că ea e o fantomă, după aia află și e atât de loner încât, adică nu știu, oarecum se înțelege cu fantoma asta și începe o relație care e pe atât de mult de dragoste cât și fizică, gen fizică, nu, bruh, e all in, dacă știi cum zic, deci, dar nu-i asta tot legat de acest manga, pentru că nu-i ceva ce să vă recomand eu, ca să fie numai ecchi și atât. Am 2-3, dar nu în episodul ăsta vi le recomand. E un manga foarte interesant despre relații, regrete de viață, mai ales că ea e o fantomă și faptul că este un mister în spatele ei și cum a murit ea, care până la final o să, well, o să te lase sfâșiat de inimă, deși îi, nu știu, îi foarte dubios așa la prima descriere și la asta, dar are atât de multe chestii legate de acest manga încât e greu să le descrii fără să intri în spoilere și voi știți cum sunt. Nu vreau să vă dau spoilere pentru că dacă ție nu-ți plac spoilerele, again, probabil nu o să citești. Dar, pe de altă parte, dacă sunteți printre voi care iubesc spoilerele, aș vrea să vă zic, dar scrieți-mi în privat pe Discord, Twitter, Tumblr, Facebook, Reddit și o să vă zic. E un manga foarte, foarte bun. 3 volume, 24 de capitole, vi-l recomand. La final o să rămâneți fucking shocked de cum se termină acest manga, pentru că, again, e vorba de moarte, e vorba de suicid, e vorba de dragoste și lucrurile astea care se adună într-o oală foarte, foarte complexă și ciudată. Bun, urmează următorul manga pe care vreau să vi-l recomand și este primul care pot să zic că e cu adevărat fucked up și foarte traumatic. Este vorba despre o serie întreagă de fapt care se numește Deep Love. Deci am ales aia și nu coperta pentru că era foarte mică, nu se vedea foarte bine, iar restul de paneluri este prea cu spoilere sau prea explicite. Este încă un manga absolut ar
rated. Are mai multe capitole, mai multe povești, o colecție de tot felul de povești scurte care oarecum se leagă până la final împreună, și are și o adaptare anime, dar se numește Deep Love. Pot să încep de la Paul no Monogatari, dar eu vă recomand să începeți de la, adică puteți să începeți de la început, dar eu vreau să vă recomand toată seria. Ai un om Monogatari care l-am citit, are 807. Prequel-ul are nota de 8 fix, aparent, ceea ce e foarte, foarte mișto. Deep Love Host are nota de 7.72, iar un manga foarte, foarte bun. Deep Love Renai no Unmei are nota de 7.80. Astea toate sunt din acea serie. Da, e foarte, foarte interesant pentru că are o droaie de teme de astea mari. În primul rând de la prostituție, la hosting, la ce înseamnă să fii gravidă, mai ales ca teenager, relații toxice, abuzatori sexuali și tot felul de chestii de astea foarte, foarte grele, și subiecte de genul care au unele efectiv un sfârșit absolut fucking tragic, manga-urile astea, și holy fuck. E vorba despre tipe de 16, 17, 18, 20 de ani care efectiv au fost s-o găsit într-o stare de tot căcatul, că altfel nu pot să o descriu. Îs niște mangauri foarte, foarte greu de digerat dacă n-ai stomacul. După cum vedeți și în pagina asta care o vedeți acolo pe ecran, dacă sunteți pe Twitch sau pe YouTube, e vorba despre o tipă care efectiv se oferă pentru sex, pentru bani, ca să aibă unde să stea peste noapte. Ei, just holy shit, manga ăsta e extraordinar. Mulțumesc, Angat-o, mă bucur să te am alături în chat, în live chat acolo. Da, e un, deci, Deep Love, seria toată, vă recomand dacă vreți să plângeți, să vă fie chiar și grață un pic de ce fac unii și dacă vreți să vedeți unele realități pe care majoritatea din noi, din păcate, le ignorăm, mai ales la noi unde suntem pe locul în UE, la video chat, la export ilegal de carne, că e vorba de trafic uman și de prostituție și așa mai departe. E just un manga care știe să lovească în toate, toate felurile și boy oh boy, ăsta nu trage, nu, efectiv nu-i frică să facă chestia asta. E un drama shoujo și vă zic, merită să-l citiți că e extraordinar de bun. După care, e bine, hai să trecem la următorul manga, care îi, well, la fel de fucked up, dar e numai între un băiat și o fată. Băi, dar e fucked up ăsta. Are două volume, 20 de capitole și boy, dacă ești pudic, dacă nu-ți place, n-ai văzut Two Girls, One Cup sau One Man, One Jar, nu-ți recomand acest manga. Se numește A Girl on the Shore sau Umibe no Onanoko. Am mai vorbit despre el pe serverul de Discord, care dacă scrieți semnul exclamării Discord în live, pe live Twitch, în chat, o să vă dea link-ul spre server. Iar după aia, dacă sunteți pe varianta audio sau, bineînțeles, pe YouTube, link-ul în descriere. E un manga dubios, e foarte, foarte adult subiectul, gen extraordinar de adult subiectul, pentru că e vorba despre adolescenți care se găsesc și se regăsesc unul de celălalt și se, well, mai mult se folosesc unul de celălalt în cel mai, well, nasol mod. Iar pentru cei care iubesc Oregairu, mai ales sezonul 3, și vor să vadă codependența adevărată și nu ceea ce e în anime-ul ăla, vă recomand Umibe no Onanoko sau A Girl on the Shore. De ce? E vorba despre un băiat
și o fată. Știți povestea, e foarte clasică, dar nu chiar. E bine, într-un orășel la malul oceanului sau a mării în Japonia, unde nu tare multe se întâmplă, studenții de clasele 5-8, Keisuke, Isobe și Kome Sato, trăiesc o viață cam plictisitoare. Dar, e bine, când dragostea lui Kome îi rupe oarecum inima, e bine, situația ei ajunge să fie bizară, într-un fel. De ce? Pentru că ea începe o relație fără orice strings attached, fără orice sentiment, să zic așa, cu acest tip pe nume Keisuke, la care inițial îi zicea că, bă, nu vrem să fim împreună, dar până la urmă cei doi se folosesc unul de celălalt ca să-și umple vidul ăla din inimă. Sună foarte similar cu Kuzuno Honkai. Dar Kuzuno Honkai e mic copil pe lângă manga-ul ăsta. Kuzuno Honkai e mult mai bine scris decât ăsta, dar aici acțiunile acestor doi copii, practic adolescenți, îs dincolo de orice cu foai, orice ar exista în Kuzuno Honkai. De ce? Pentru că, dat fiind că sunt într-o relație de prieten cu beneficii, well, tot chestiile se complică. În primul rând, ea este cunoscută de tipa care a făcut un mic felatio tipului ăla de care îi plăcea înainte și de atunci cam toată școala știe că ea e tipa care face felatio. Da. Iar bineînțeles că tipul ăsta, cum ziceam, Keisuke, lui nu-i pasă, că întotdeauna i-a plăcut de ea. Și de acolo începe o relație unde cei doi, o iau în cea mai logică, cea mai logică direcție când e vorba de doi adolescenți, se culcă împreună și de acolo se duc în unele direcții. Just straight up scatman, straight up dubios, again, e foarte, foarte, foarte rated, nu vă recomand dacă sunteți slab de inimă, pudici sau aveți vreo anumită greață sau nu vă plac discuțiile astea care par să fie foarte tabu despre a te descoperi în mod sexual și cu fetișuri și așa mai departe, mai ales că e vorba despre adolescenți care se folosesc unul de celălalt, dat fiind că ea nu e îndrăgostită de el, dar el e de ea și e o chestie foarte, foarte bine și foarte, foarte faină construită în jurul a doi oameni care efectiv îți stricați la cap. El are probleme dat fiind că și-a pierdut fratele, ea are probleme din cauza la tot ce-a făcut ea din cauza la efectiv naivitatea ei pură, care o pedepsește de-a lungul, până la final o pedepsește pe ea naivitatea de la începutul manga-ului și îi efectiv atât de fucked up și de tragic și de Jesus Christ încât i-am dat nota 9 pentru că au făcut unele chestii care nu le-am mai văzut în manga-uri până acum. Îi just holy shit. E raw, e real și îi tu l-ai, Doamne. Dacă nu l-ați citit și vreți să citiți ceva de genul, vi-l recomand. E din 2002 până în 2013 strâna manga-ul, e drama, romance, school, slice of life, psychological și foarte R-rated. Faptul că nu scrie acolo că e R-rated e bruh moment, pentru că holy shit, ăștia fac unele chestii de te doare mintea și mai mult de atât nu vă zic decât citiți-l pe riscul vostru, 20 de capitole, 2 volume, dar îs foarte, foarte bune, dar foarte, foarte reale și nu te aștepta să, nu te aștepta să nu-ți dea asta, dacă o ai în cap când citești pagina asta, că nu o să fac aia, să te aștepți că de fiecare dată panelul următor e exact chestia aia, dacă nu mai rău decât ți-ai imaginat tu.
e foarte, foarte bun totodată. După care nu plecăm din aceeași categorie, că fucked up-ul rămâne. De ce? Pentru că vorbim despre un manga care este mult mai lung, dar abordează oarecum aceleași subiecte. E just extraordinar manga-ul. Și asta e singura poză pe care am găsit-o, care m-am gândit, singura parte dintr-o copertă unde m-am gândit, ok, o să mai rămân afiliat pe Twitch și ăștia nu o să-mi dea fucking ban. Se numește Sundome, 8 volume, 76 de capitole, în engleză tot Sundome e un comedy, drama, ecchi, romance, school, psychological, seinen, deci dacă sunteți into that shit, vi-l recomand. E un manga care o să vă rupă capul, inima, fie că e de vorba de râs, de plâns, de efectiv tragedia acestui manga. Are nota de 7.56 pe My Animalist, eu i-am dat o notă de 8.5 practic, dar nu știu ce n-are My Animalist cu 5 ăla, că ar fi foarte fain de l-ar avea. Povestea din Sundome este vorba despre o tipă, pardon, un tip foarte apatetic, căruia nu-i pasă de mai nimic, până dă de o tipă tânără, care, e bine, e din același club ca el, dar în niciun club de după școală nu-i la fel de hands-on ca ăsta. Astea sunt eufemisme, dacă vreți să zic așa, care înseamnă chestii dubioase, sex, pe scurt. îi un manga și ăsta foarte, foarte bun, care explorează tot ceea ce înseamnă să fii un pervers, să fii un nimfoman, să fii, să-ți lași efectiv toate imaginația și toate dorințele de adolescenți să le aduci la viață când ești mai horny, când tot hormonii sunt tine ca un vulcan, fie că ești băiat sau ești fată. E relația dintre această tipă și Aiba Hideo, care sunt doi perverși, dar ea îi neînfricată când vine vorba de a experimenta și a-și arăta dorințele și de a-l pune pe Hideo să le și facă. Fie că e vorba despre multe, mai mult de atât nu pot să vă zic decât foarte multe, dar totodată e un manga absolut fucked up, pentru că pe lângă chestiile alea și că din nou îs adolescenți, îs o droaie de traume și chestii foarte reale în acest manga, pentru că, again, vorbim de subiecte cât de cât serioase, dat fiind sexualitate, adolescență, abuz și manipulare, că e vorba de a fizică, sexuală, psihologică și așa mai departe. Acest manga vorbește despre lucrurile astea un pic mai diferit față de manga-ul despre care tocmai am vorbit, în sensul de e un pic mai stilizat pe pe genre-ul lui, pe faptul că este un manga. Și când te lovește manga-ul ăsta, câteodată ești holy shit, de unde a venit asta, what the fuck? Și zic eu că efectiv te lovește foarte, foarte puternic și nu cum te aștepți tu. Unul dintre review-urile de aici, de pe My Animalist, începe ceva de genul: Sundome, primul manga care m-a făcut să plâng. Da, e genul ăla de manga care efectiv până la final te terorizează într-un anumit fel încât nu-ți vine să crezi că un manga de genul există. Și următoarele despre care o să vorbim o să treacă way beyond de tot ce am vorbit până acum. Deci buckle up, că următoarele câteva manga-uri o să fie mult peste orice am vorbit până acum.
E un manga extraordinar și dacă nu l-ați citit, vi-l recomand. 76 de capitole, 8 volume. E un pic mai tame pentru că nu are toată chestia cu fetișurile și nu merge atât de departe, dar tot merge destul de departe la față de celălalt. But again, dacă vreți să rămâneți traumatizați, citiți toate mangaurile care le recomand azi după Musume Tachi și nu o să fiți ok. Nu o să fiți ok o vreme bună, vă promit asta. Bun. Următorul manga despre care o să vorbim rămâne în fucked up. De ce? Pentru că se numește Bitter Virgin. And oh boy, oh boy. Ăsta are 4 volume, 32 de capitole. E un manga mai vechi, dat fiind că e din 2005, terminat în 2008. Drama Roman School Seinen. Again, Seinen foarte important. Dar ăsta este în stilul Suzuka, oarecum, când e vorba de relația dintre Daisuke Sua, care îi, bineînțeles, o studentă care trăiește cu maică-sa după ce a murit taică-so într-un oraș rural din Japonia. E bine, da, ei interesant. La școală, Daisuke, bineînțeles că se comportă ca dita mai pulalău care este. De ce? Pentru că se dă la toate tipele în afară de una, Hinako Aikawa, pe numele ei. De ce? Pentru că Hinako, tot el zice că e o virgină drăguță, sau motamo sweet virgin. Dar, bineînțeles că într-o zi, tipul ăsta, Daisuke, se duce la, cum îi zice, biserică, se bagă într-un confessional pentru chestii, nu mai țin minte exact, dar, surpriză, surpriză, vine și Aikawa Hinako și, bineînțeles că ea crede că tipul ăsta e, de fapt, un preot. Și zice marele ei secret. Tatăl ei vitreg, o clasa 9-10, o violat-o. I-au rămas din cauza asta, bineînțeles, well, însărcinată și a trebuit să-și dea copilul spre adopție. Yeah, manga-ul ăsta te lovește din primele pagini cu informația asta și ești bineînțeles că relația dintre ăștia doi din momentul ăla efectiv se complică foarte, foarte tare. E un manga care v-aș arăta poze, dar ați văzut că ați văzut ce manga urmează decât să vă arăt altă poză, pentru că orice poză vă arăt din asta e efectiv traumatizant și are niște subiecte foarte, foarte fucking scary, având în vedere abuz sexual, viol și toate lucrurile alea foarte, foarte nașpa, mai ales când îi să-ți dai un copil în pula mea spre adopție pentru că tu ai 15-16 ani și just holy shit. Plus, după aia, bineînțeles, dat, având în vedere că ăsta cunoaște secretul ei acum, și toată lumea îi zice că asta e a sweet virgin din cauza că el a fost un pulalău de om, îți dai seama că și el se simte rău și își dă seama holy shit ce-am făcut, că tipul ăsta e fucked. Și vă zic eu, citiți-l că rămâneți la final să plângeți în hohote și să fiți de ce? Pentru că nici manga-ul ăsta nu se trage pe cur vorba aia și dă într-un mod în care efectiv să te doară. Dacă te uiți la review-uri, cele patru care le arată mai animalist de obicei, care sunt cele mai useful, 3 de 9 și 110. Ei, holy fuck! Mai mult de atât nu zic, așa că hai să trecem să vorbim despre Akunohana. Te-ai gândit vreodată dacă ești liber sau nu
Și mă refer cu adevărat liber. Să fii un spirit cu adevărat liber. Asta e una din întrebările care le întreabă acest manga absolut fantastic, mai puțin sfârșitul, numit Akun no Hana. Am mai vorbit despre el, am făcut un fucking recomanga, v-am recomandat manga-ul de multe, multe ori când vorbeam despre anime și singura chestie care îl strică e efectiv finalul, ultimul volum parcă. Dar până atunci e unul din cele mai wild fucking manga-uri pe care le-am citit și o să mai vorbim despre un manga exact de la același autor, care iarăi just fucking bonkers, are nota de 8-19 pe My Anime List, 11 volume, 58 de capitole și e foarte, foarte, foarte bun. E vorba despre tipul ăsta numit Takao Kasuga, care bineînțeles că e un fucking creep care nu vorbește cu nimeni și în lumea lui. Și, e bine, sau stai, și la tipul ăsta îi place foarte mult o poveste în particular, pe lângă că îi plac foarte mult cărți, e vorba despre cartea lui Charles Baudelaire, cum vrei să zici în franceză, Le Fleur du Mai, du Mal, pardon, sau Flowers of Evil. Și bineînțeles că tipul ăsta a redita mai crash-ul pe o tipă foarte populară numită Nanako Saeki și, într-o zi, aparent, ea îi fură chiloții la tipa asta, pentru că that's what you do, dar intervine tipa care o vedeți acolo, pe numele ei de Nakamura Sawa, care îi știe, bineînțeles, secretul și de acolo îl face sclavul ei. Și apoi începe o poveste foarte, foarte interesantă, pentru că tipa asta e efectiv definiția a trăi liber, fără consecințe, fără să-ți pase de părinți, de poliție, de legi, de vârstă, de nimica nu-i pasă. Și pentru prima oară Takao Kasuga trăiește o viață liberă și tipa asta e ca un efectiv un uragan care nu poate fi oprit de nimeni. Chestiile nebunești care le fac ăștia doi, care includ o draie de incendii și planuri de astea de a efectiv a băga un oraș întreg în panică, e just fucking bonkers și foarte dus cu pluta, dar tot de aici intră și o draie de tematică, de metafore, de chestii foarte, foarte faine legate de libertate, cum ziceam, filozofie și ce înseamnă să fiu bun, rău și așa mai departe. E unul din cele mai populare manga-uri pentru un motiv, dat fiindcă e pe locul 73 pe My Anime List, la popularitate și la ranked e pe locul 389 cu 79.000 de membri, dintre care 38 au dat o notă care are media de 8-19. Again, în afară de ultimul volum care efectiv îți arată și ceea ce se întâmplă oarecum cu oamenii ăștia care trăiesc cu adevărat liber și nu au nici o frică de legi și chestii genul, care, again, e foarte fucked, e extraordinar de bun și vi-l recomand. Anime-ul e dubios pentru că au fost filmate caractere care au interpretat chestia aia și după aia au fost rotocos cu spatei și spetatei caracterele și arată foarte, foarte ciudat, dar manga-ul e absolut extraordinar. Dacă nu l-ați citit, again, citiți-l, o să vă dezamăgească probabil sfârșitul cum o dezamăgi pe mine, dar nu-i ca și cum nu are sens. Are sens, numai ideea este că când ajungi la volumul 10 vrei mai mult, vrei mai mult și mai mult și mai mult de la nebunia care îi, pentru că efectiv te bagă și pe tine în starea care o simte Takao Kasuga după un anumit moment, că vrei să trăiești liber, mai ales dacă te simți înlănțuit de școală, facultate, job și așa mai departe, vrei să trăiești și tu cum trăiesc ei, efectiv liber de orice și, bineînțeles, vine finalul și ești, de ce mi-ai distrus visele, de ce ești ca viața reală, știi?
Cam asta e toată chestia. Da, e un manga foarte, foarte bun. Și acum trecem again la un manga de la același autor. Se numește Happiness. E, după cum vedeți, copertele absolut fucking gorgeous tăte, foarte fain desenate. Și e un manga 10 volume, 50 de capitole despre... E bine, tipul ăsta pe numele lui de Makoto Okazaki, care bineînțeles că nu e foarte popular la liceu, dar nu numai aia, ci mai și bătut de și bullied de colegi. E bine, viața lui se schimbă dintr-o dată când e atacat de o tipă misterioasă care, bineînțeles că, îl suge de gât și suge sângele, din fericire sângele, nu altceva. Dar dat fiind că de la același autor ca la Akunohana, layers sunt o draie și nu numai că sunt o draie, ăsta parcă o și duce un pic mai în extremă dat fiind subiectul, că e vorba despre vampiri și de alegerea care o faci, alegerile care le faci de obicei în viață, ce înseamnă ele și ce înseamnă să fii până la urmă un om și cum și când ai dreptate și lupți împotriva răului, gen a bullying-ului sau a efectiv chestiilor care te limitează și te fac nefericit, societatea până la urmă tot te poate lovi înapoi și să zică că tu ești la nebun și că tu ești la rău și că nimeni nu te place din cauza felului în care ești, deși tu nu ai tare mare vină în afară de faptul că îți plac jocurile sau cum a fost în Akunohana, îți place să citești și în rest nu prea știi să socializezi tare tare mult cu asta. Happiness e vorba despre și happiness itself, pentru că n-ai în titlu, dar și despre tocmai tot ce am vorbit eu până acum. Dar e foarte, foarte fain desenat, scris și probabil o să vă placă. Again, finalul nu e extraordinar, pentru că finalul niciodată nu cel puțin nici aici, nu mi-a plăcut la fel de mult ca la Akunohana, deci încă o chestie similară pe care o au. Mulți zic că ăsta e Akunohana, dar cu vampiri. Eu nu prea cred asta, pentru că ăsta oarecum abordează o altă parte din ceea ce voia să zică în Akunohana. Aici continuă oarecum să o dezvolte, pentru că na, așa trebuie să faci, zic eu. Mai ales dacă ai terminat un manga cu un răspuns oarecum nesatisfăcător. Bun! Mergem mai departe la ultimele 5 mangauri pe care am să vi le recomand. Primul dintre ele este vorba despre o traumă. Probabil îl cunoașteți pentru că au avut un anime, o adaptare anime, care a fost prezentată chiar și de cel unicul Joji de la Lumea Anime România, dacă nu mă înșel, a pus o săptămână, două sau trei. Este vorba despre un manga la care nu mă așteptam ce să mă, nu știam la ce să mă aștept când l-am citit. Se numește Tasogare Otome X Amnesia. Și ca descriere, again, e vorba despre o tipă tânără, niște chestii ciudate care se întâmplă sau niște chestii bizare care se întâmplă și a fost lăsată să moară în Academia Seikyo. Dar, bineînțeles că misterul nu se termina acolo, pentru că este o persoană care poate să vadă fantoma asta pe numele lui de Nia Teichi. Un tip din clasa noua care dintr-o dată vede pe tipa asta și de acolo începe o relație foarte interesantă din nou între o fantomă care vrea să știe cum a murit, de ce a murit, cine e de vină și așa mai departe și un tip care nu știe cum să o ajute exact, care dintr-o dată vede fantome. Again, viață, moarte, tot ce am zis despre celelalte, plus, bineînțeles, twist-ul care îi just efectiv îți rupe inima la final, pentru că e foarte, foarte, foarte fucking trist.
Dacă vreți să-l citiți, vi-l recomand cu foarte, foarte mare drag. 10 capitole, 10 volume, 54 de capitole. Art style-ul iar e un foarte, foarte fain. E o tipă extraordinară, Kanoe Yuko, tipa asta care a murit, e super, super mișto. Bineînțeles, mai sunt și chestii mai complicate, to say the least, în toată povestea asta, dar, again, nu vreau să vă dau tare, tare multe spoilere, pentru că e foarte, foarte bun. Început în 2008, s-a terminat în 2013, acest anime este Mystery Horror Romance School Shonen Supernatural. Dacă vreți să aveți iar inima frântă, vă recomand acest manga care are un final foarte, foarte bun și, again, dacă nu vreți, măcar uitați-vă la anime. Anime-ul e decent, a ieșit parcă în 2014 și 2016 sau ceva de genul, dar, again, e un manga extraordinar de bun dacă vreți să îl citiți și să rămâneți traumatizați. După care intrăm în unul din cele mai fucked up manga-uri care le-am citit vreodată. Eu v-am mai recomandat manga-uri de la acest autor pentru că v-am recomandat Frieza, unul din cele mai complicate și cele mai fucked up manga-uri pe care le citisem până în momentul ăla. Și boy oh boy, manga ca ăsta o duce cu un alt stil la următor nivel. Este vorba despre Fraction, așa se numește acest manga și boy oh boy, l-am citit, are un volum, 12 capitole și așa-ți fute creierii acest manga, încât ți-i ciudă că se joacă cu tine mangaka-ul, că îți face greață, că te sperie și că efectiv să te are la degetul mic cu felul în care îți spune povestea. Și deși zice în față care e șmecheria, e ca un fucking magic trick manga-ul ăsta. Altfel nu știu cum să vă explic. E un truc de magie atât de fain făcut manga-ul ăsta, încât la final rămâi prost. Și ți-i ciudă că ești atât de prost că ai citit acest manga și că ți-o prostit mangaka-ul. E extraordinar de bun, dar gori. Gori, boy, e just holy shit. Prima e vorba despre un serial killer care, e bine, își omoară oamenii by efectiv tăindu-i în două. Și de acolo începe distracția. Mai mult de atât nu vreau să vă zic pentru că trebuie să-l efectiv să-l vedeți cu ochii voștri. Art style-ul e fucking nebunesc. Alt panel, pagina, nu am găsit să vă arăt, pentru că tot erau efectiv spoilere și chestii gory care probabil mă făceau să efectiv să-mi iau ban pe Twitch, dar, again, e extraordinar de bine scris, făcut, desenat și twisturile când te lovesc, ți-i ciudă, pentru că te duci câteva pagini mai ăsta și zici acolo că ăla o să fie, cum îi zice, aia o să fie șmecheria și twist-ul. Și ești cum pui mei să fie prost. Cel puțin pe mine m-a prostit manga-ul ăsta, cred că în primele câteva capitole de 20 de ori. Deci la fiecare pagină. E un manga care a ieșit în 2009 de la unul din mangaka-i mei preferați, Kago Shintaro, care devine, din punctul meu de vedere, efectiv un maestru în chestii gori. Și o să mai vorbim despre un manga de lui, pentru că holy shit, mai are un manga care e efectiv un fucking acid trip. Este vorba despre un manga despre care o să vorbim în curând. Dar eu v-am promis la Shonen Live că o să vorbim despre Homunculus. Homunculus este cel de-al doilea manga despre care v-am zis că l-am citit, în iarnă de Crăciun. Îi un manga extraordinar de bun. 8.25 are nota pe My Animalist, probabil ați auzit de el, pentru că eu am auzit de oameni care l-o recomand. 15 volume, 166 de capitole. Dacă vreți ceva să mestecați de-a lungul weekendului, da, vă zic eu că la cât de bun e manga-ul ăsta, o să-l mâncați din două zile și nu știi cum tu n-ai dormit de 72 de ore continuând să citești acest manga.
vorba despre un tip foarte, foarte dubios care trăiește într-un ce altceva decât într-un Volkswagen Buggy care pe numele lui este Susumu Nakoshi și într-o zi la geamul lui de la mașină, în timp ce îl doarme, vine și bate un tip foarte, foarte dubios care zice că este un student la medicină. Ce oferă acest student la medicină? Îi oferă bani și șansa de a potențial aș deschide un al șaselea simț. Cum? Este simplu. O gaură în aici. O gaură aici în frunte. Și ce face tipul ăsta? Zicea, nah. Până ce mașina lui e luată, bineînțeles, ridicată de acolo și el zice, fuck, n-am bani ca să îmi iau mașina înapoi și eu îmi iubesc mașina, mașina e viața mea, acolo am toate lucrurile, în ea dorm, holy shit, îmi vreau mașina înapoi. Așa că merge la studentul ăsta din medicină, dă peste el în parc și zice, ok, let's do it, hai punem gaură în frunte. Și boy, oh boy! De acolo începe o poveste foarte faină despre natura umană, pentru că această chestie misterioasă pe care vrea să o deschidă al șaselea simț, pe care vrea acest student de la medicină să dea peste el, e bine, te lasă să vezi Monkey-Li, adică, cel puțin în interpretarea acestui manga, să vezi cum se văd oamenii pe ei însuși. Ce înseamnă aia? Dacă tu te vezi că ai nasul mare, când tipul ăsta își închide ochiul, oricare din ei, dacă nu mă șel, te vede pe tine ca om micuț, dar cu nasul foarte, foarte mare și că tu încerci să ți-l ascunzi în față la un curtain sau un ceva. Și tot felul de chestii de genul. Sau dacă ai avut, bineînțeles, o traie de cum îi zice, plastic surgery și te-ai modificat nas curtăte astea, el te vede de mai degrabă de cum erai tu inițial, pentru că, bineînțeles, de aia ți-i frică ție să te vadă oamenii cum erai înainte, cu imperfectă, să zic așa, sau imperfect. Aici aveți o imagine unde el își face chestia asta, e un manga care merge acolo, are o draie de filozofie și de efectiv durere legată de viață, de cum să fii, de ce fac unii care efectiv ajung să aibă succes și efectiv ajung la un moment dat să trăiască în parcuri, de ce a ajuns acolo să fie homeless și deciziile pe care le luăm în viață, care sunt foarte, foarte fain scrise și asta. Iar până la urmă, din păcate, acest manga kind of fizzles out într-un deși pare să fie un crescendo spre ceva mișto, finalul nici la asta nu-i unul extraordinar, dar să-l citești, are niște idei absolut extraordinare prin care trebuie să, unul la mână, trebuie să le gândim toți, cel puțin o dată din punctul meu de vedere, în al doilea rând sunt niște chestii care le pune foarte fain într-o anumită perspectivă și, again, e un manga foarte rău, dat în vedere că îl vedeți aici, că ăsta plus monștri, designul la monștri e foarte, foarte fain. Deci dacă e un manga care de intelectuali pe care să îl citiți așa, să zic ca și cum au unii monogatari, eu așa homunculus, așa vă recomand acest homunculus. Dar, again, v-am zis, urmează să vorbim despre manga ăla care e un fucking acid trip de la același tip care i-a dat Fractions și Frieza, e bine, se numește foarte drăguț și foarte dubios Netsutai no Citron, așa îi zice în japoneză și este numai traducere neoficială, dar o să-l găsiți online. E vorba, din descrierea, să zic cât de dubioasă poate să fie descrierea decât să pară că e ceva normal, pentru că descrierea zice că e un coming of age story a lui Jiro Matsumoto despre o tânără care vrea să un tânăr care vrea să devină fotograf pe numele lui Soma
Și, ei bine, el îi prins într-un cerc vicios de sex și droguri până într-o, well, până la un sfârșit foarte oribil, într-o noapte, care îl trimite și distruge toată viața și îl duce pe într-o spirală. Am postat cel puțin o pagină sau două și din asta pe serverul de Discord. Again, foarte raw, foarte, foarte raw acest manga. Sex, droguri și, again, e un acid trip, că la un moment dat vine efectiv un tip cu cap de cal, cu un taxi și îl duce pe ăsta într-o altă locație unde nu poate să ajungă nimeni altcineva decât tipul ăla cu cap de cal, care e un taxi și este un singur telefon în orașul ăla unde poți să suni pe ăsta cu cap de cal să vină să te ia și e o metaforă și o chestie atât de fucking complexă, pentru că e vorba despre, în primul rând, destin. Ce înseamnă să, dacă există destin sau nu. Dacă ești legat de destin și trebuie să-ți împlinești destinul, ai face-o sau nu o faci? Ești laș sau nu ești laș dacă faci chestia asta? Plus, după aia vine vorba de ce înseamnă să vrei să fii cineva. Într-o metaforă foarte dubioasă răspunde și cu chestiei acelea. După care, again, fucking bonkers, că astea două tipe, de exemplu, pardon, e tipa asta care oarecum îl ademenește în orașul ăla pe tipul alt, pentru că tipa aia are ceva puteri psihologice și ceva fucking minuni. Holy shit, e atât de dubios acest manga și atât de mindfucky încât la final ajungi să fii, ok, nu, a avut ceva sens, dar mai trebuie să-l citesc de 3 ori ca să-mi dau seama. Are două volume, 15 capitole, eu zic că dacă vreți să vedeți ceva, cea mai nebunească chestie, care să nu fie horror, că pentru horror aveți celălalt, citiți ăsta și o să vedeți că mai o chestie mai dubioasă și mai ciudată nu prea există. E foarte, foarte bun, da, foarte, foarte trăznici, off the walls. După care, hai să vă las cu o traumă la final, cu ultimul manga și nici nu vă mai recomand episodul săptămânii, pentru că și așa ne apropiem de finalul sezonului de anime și nu vreau să vă dau spoilere. Ultimul manga despre care o să vorbim noi, apropo, asta ar fi o poză, aia e tipa aia de care ziceam, again, e foarte Alice in Wonderland, da, just dus la un alt nivel, se numește, e bine, Rei Raku. Boy, nu a știut la ce să mă aștept de la acest manga. De ce? Pentru că are un volum și 8 capitole și descrierea e o simplă propoziție. E povestea unui drifting soul, a unui mangaka singuratic, a cărui inima a fost călcată în picioare sau folosită. No, hai să vă las eu aici cu Dita mai trauma cu acest ultim manga. Are 8 capitole, după cum v-am zis. Titlul în engleză este Downfall. Și acest manga a ieșit în 2017. E un drama seinen de la Asano Inio, care ne-a mai dat o droaie de mangauri absolut extraordinare. Dar nu asta ne interesează pe noi. De ce? Pentru că pe noi ne interesează Rei Raku. E vorba despre un loner mangaka, cum zicea acolo, care angajează o prostituată. Prostituata, una din ele, o vedeți acolo pe ecran. Bineînțeles, relația lor nu este una tocmai simplă. În 8 capitole, viața mangaka-ului se complică atât de mult și viața acelei prostituate, încât la final rămâi efectiv în depresie și ești ce pula mea de rost mai are să trăiesc sau să mă gândesc vreodată când chestii de genul se întâmplă zilnic. Deci, efectiv, în 8 capitole, acest manga te distruge psihic și te lasă cu un gust atât de amar în gură încât ești... Nu... fuck this. E Rent a Girlfriend? Da. Efectiv, mult mai depresiv și mai traumatic. E unul din cele mai triste mangauri despre failure, ce înseamnă a da greș, succes, stres, a fi artist, a efectiv a lucra în literatură sau
în manga sau într-o industrie care se crede deschisă la minte și toată ipocrizia plus restul de legat de viață, de cât de greu e să o duci, să-i faci pe alții să înțeleagă, să fii tu înțeles, tu să te înțelegi pe tine și după aia să faci cumva să duci viața asta în spate, care și așa de multe ori de tăcăcatul. E un manga extraordinar de bun, cu un volum și 8 capitole, îți rupe efectiv orice fericire ai, iar dacă tocmai ai ieșit de la școală, nu ți recomand să-l citești, pentru că și ăsta e foarte, foarte R-rated, cu sex, cu droguri și așa mai departe. Deci, again, e un manga foarte, foarte trist, dar foarte, foarte bun. Se numește Rei Raku sau Downfall în engleză. De mai degrabă îl găsiți ca Rei Raku online, că, na, e mult mai ușor. Bun, astea au fost cele 20 de manga-uri care vi le-am recomandat eu. Sunt niște manga-uri foarte, foarte bune, foarte, again, foarte dubioase. Deci dacă o să-mi ziceți vreunul că... Dacă nu o să-mi zică ceva, ce dracu mi-ai recomandat-o acolo, o să fiu foarte, foarte surprins de chestia asta. Dar sunt excelente și, again, dacă vreți să vă faceți o filozofie de viață și vreți să simțiți unele chestii pe care nu știu cât dintre voi le-ați simțit, vă recomand să le citiți toate astea. Apropo, ai zis angst, ai zis că să fac o listă. O să fie în descriere probabil lista fain frumos pe YouTube sau o să fie toate pe serverul de Discord, Shonenro, dacă vrei după. Bun, astea au fost altele, nu o să mai facem o dată viitoare, sezonul viitor, până atunci o să mai citesc și eu câteva chestii foarte, foarte dubioase pe care să vi le recomand, că altfel nu-i frumos, nu? Bun, eu am fost Raul, un alt fan anime care vorbește prea mult despre anime, vă apreciez tare, tare mult celor care sunteți acolo în live chat pe twitch.tv/onero. Dacă sunteți pe YouTube, like, share, subscribe și toate cele, iar dacă ne ascultați în varianta audio, îți mulțumesc tare, tare mult. Mă bucur să fiu în urechea ta în timp ce lucrez, workout sau orice ce faci tu acolo. Bun, ne vedem data viitoare la Shonero Live. Unde o să vorbim, avem niște știri interesante. Una dintre ele o să fie despre Burn the Witch, care are trailer nou, și o să ne dăm cumpărarea și despre ăla. Bun, ne vedem data viitoare. Pa, pa! Iar dacă ești pe YouTube, dă click pe unul din cele două videouri de pe ecran. Unul este special ales pentru tine, celălalt este cel mai nou podcast sau video. Nu uita, like, share, subscribe, pasă pe butonul ăla de notificații. Ne vedem data viitoare. Eu am fost Raul, nu uita să-ți lași sugestiile tale în comentarii și poate data viitoare o să vorbesc despre ele. Pa, pa!